Din imagini se vede cum la ora 22 10 minute, la câțiva metri de autoturismul încasatorilor, se afla mașina atacatorilor în parcarea centrului comercial. Acolo se aflau doi dintre indivizi, iar cel de-al treilea era de partea cealaltă a mașinii încasatorilor la aproximativ 100 de metri, astfel că indivizii flancau autoturismul încasatorilor. Atacul a început în câteva secunde, când unul dintre indivizi a ieșit din mașină și a pornit împușcând spre cea încasatorilor, în care se afla doar șoferul. Bărbatul cu cagulă a tras câteva focuri, iar în scurt timp s-a alăturat un coleg de-al său. Cel mai probabil, șoferul echipei de încasatori era deja la pământ, iar indivizia au scos din portbagaj doi saci în care erau peste 1 milion și jumătate de lei. Un minut mai târziu, indivizia au aruncat grenade fumigene ca să nu poată fi văzuți. Cunoșteau toate manuntele și circunstanțe. Cum se activează, care sunt cele locurile vulnerabile. Unii din grupări criminale au fost obsedați de armament și foarte des plecau la tir. Ulterior, atacatorii au urcat în Chrysler și au ieșit din parcare. La ieșire au oprit și în vehicul a intrat cel de-al treilea atacator. Totul a durat doar două minute, timp în care indivizii au atacat, au luat banii și au fugit. De acolo ei au plecat spre Stăuceni, unde i așteptat cel de-al patrulea participant la atac. Acolo ei ar fi dat foc mașinii și au fugit cu un alt autoturism de marcă Dacia. Poliția anunță că atacul a fost pregătit până în cele mai mici detalii. Chiar și ziua comiterii infracțiunii au fost aleasă nu întâmplător, adică suspecții au verificat prin internet că va fi timpul, timpul plăios, de atât a fost aleasă această dată. Atacul s-a soldat cu moartea șoferului echipei de încasatori, rănirea celorlalți doi și cu dispariția sume de 1,5 milioane de lei. Cei patru au fost prinși la mai bine de o lună de la atac. În timpul perchezițiilor, poliția și procurorii au descoperit într-un garaj din Alenii Noi armele crimei, dar și pistolul sustras de la șoferul încasatorilor. Acum, dosarul lor se află în instanța de judecată, indivizii sunt acuzați de umor, tentativă de umor și organizarea unei grupări criminale și riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață.